Sfârșit cutremurător pentru o tânără din Brașov, nepoata deputatului Ion Ochi. A murit strivit într-o mașină, al cărei șofer a pierdut controlul volanului pe serpentinele dinspre Poiana Brașov și s-a lovit de un autobuz plin. Martorii accidentului și prietenii tinerilor spun că șoferul s-ar fi întrecut cu un altul. Fata, care abia împlinise 18 ani, a mai trăit doar câteva minute după impact. Era în mașină și cu sora ei mai mică. Aceasta a scăpat cu viață. Sunt prietenă și atâta, nu vreau să nimic. Sonia, o tânără la început de drum. Abia împlinise 18 ani sâmbătă. Era frumoasă și îi plăcea să zâmbească tot timpul, spun prietenii. Destinul ei s-a frânt brusc pe drumul care duce spre Poiana Brașov. Era într-o mașină cu încă trei prieteni și cu sora ei mai mică. Mergeau la un grătar. Șoferul s-ar fi luat la întrecere cu un alt autoturism, dar nu și-a mai putut stăpâni bolidul. Ai văzut ce s-a întâmplat? Am înțeles că ai fost în spatele. Am înțeles că cu tine se întrecea cealaltă mașină. Ce treabă are el? Am înțeles că cu el se întrecea, e adevărat? Da, se întrecea cu el. Mașina s-a lovit cu putere de un autobuz plin. Șoferul care a provocat accidentul a rămas încarcerat. Sonia a mai supraviețuit doar câteva minute după impact. Victima este nepoata deputatului PSD, Ion Ochi. La locul intervenției ne-am deplasat cu un echipaj de descarcerare. 4 ambulanțe smurți, a constatat decesul unei persoane, alte 6 victime fiind preluate de către ambulanțe. Printre ei și 2 oameni din autobuz. Șoferul nu ne-a comunicat decât faptul că se deplasa regulamentar spre livada poștei. Din cauza accidentului, drumul național 1E a fost blocat timp de o oră pe ambele sensuri. Șoferul vitezoman este cercetat acum în stare de libertate pentru vătămare corporală gravă din culpă și ucidere din culpă. Riscă 7 ani de închisoare.